Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. În această nouă serie dorim să vorbim despre creștin la locul de muncă. Ce înseamnă să fii creștin? A fi creștin înseamnă mai mult decât a merge duminica la biserică, a te întâlni cu ceilalți și a te întoarce acasă. A fi creștin se vede în munca de fiecare zi, felul în care muncim. Biblia spune, ca pentru Domnul. Astăzi vorbim despre o meserie care ne aduce aminte de Mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că invitatul nostru este un tâmplar. Vi-l prezentăm pe domnul Andrei Vaida. Bună! Andrei, bine ai venit! Bine v-am găsit! Suntem la televiziune, un cadru mai puțin obișnuit, Da. Și îmi pare rău că nu suntem în atelierul tău de tâmplărie, să vedem cum lucrezi în fiecare zi. Vorbeam despre Domnul Iisus Hristos, despre faptul că El a fost tâmplar, așa ne spune Biblia că El era fiul tâmplarului Da. Și că El a învățat tâmplărie. Te-ai gândit vreodată din această perspectivă la meseria ta? E foarte, foarte bună întrebare. Da, îi plăcerea de a lucra lemnul, de a descoperi, adică nu o să vezi niciodată două lemne la fel, de a descoperi ceva tot timpul nou, ceva sau un proiect interesant sau... Și mă gândesc că și pe vremea Mântuitorului se construiau lucruri și atunci, da, e o meserie frumoasă. Te-ai gândit oare cum lucra Domnul Iisus Hristos? Ce muncă presta El? Păi, probabil că a început ca și ucenic, ca și băiatul care urmărea ce se întâmplă în atelier, ce făcea tatălui, care era tâmplarul și... Pe urmă, încet, încet a prins și el curaj, a pus mâna pe rindea sau o daltă sau fierăstrău, mă rog, ce aveau ei acolo la dispoziție și a început să lucreze lemnul. Cineva se întreba și zicea, cu siguranță, Domnul Iisus Hristos, dacă a făcut un scaun, l-a făcut de calitate. Cred că da. Și mă gândesc și eu că Domnul Iisus Hristos a lucrat de calitate, chiar atunci când vorbim de tâmplărie, nu de planul de mântuire. Vorbeai despre începuturile Domnului Iisus Hristos, prima dată a fost ucenic. Cum au fost începuturile tale? Înainte de emisiune vorbeai de amintirile tale. Ce ți amintești tu? Care sunt primele tale amintiri legate de lemn? Primele amintiri legate de lemn ar fi... știu că tatăl meu m-a dus în fabrică unde lucra el, era modelor în lemn. Și... am simțit și acum, de exemplu, dacă am rumeguș de tei, mă duce direct acolo, mă teleportează în momentul ăla. M-a ajutat și m-a lăsat să-mi construiesc o cutiuță mică din lemn. Poate că e ceva banal, da? Mi-a pornit așa, a fost un trigger. În momentul de fapt, ce lucrezi? Mobilier din lemn masiv, bucătării, depinde, scări interioare, cam tot ce ține de tâmplărie. Cineva mi-a spus că ești mai mult un artist decât un tâmplar. Oare de ce? Nu știu, trebuie să pui suflet în ce faci. Dacă pui suflet, atunci vezi și artistul, că dacă nu pune suflet, nu iese nimic. Adică o să-l împacheteze și o să-l arunce la gunoi. Dar dacă pui suflet, atunci trebuie să rămână ceva și acolo e satisfacția. Ce îți aduce ție satisfacție? Ce îți place în lucru cu lemnul? Nu știu, cred că faptul că adică cea mai mare ușurare o am când se termină un proiect și o reușit, ok, clientul e mulțumit. Cred că mulțumirea clientului e cea mai mare satisfacție. Uh-huh. Când lucrezi cu lemnul, simți duritatea lui, calitățile lui? Da, simți. Ce îți transmite? Păi, depinde că ai un stejar care e tare, e puternic și ai o fibră care greu o îndoi sau, mă rog, rezistă mult mai tare la zgârieturi și așa. Sau e un tei care e moale, dar în schimb poți să-l sculptezi sau să-l prelucrezi mult mai fin. Da, astea depinde. Lemnul care îmi place mie cel mai mult e, de exemplu, frasin, care e tot un lemn tare, dar are o fibră mult mai interesantă, mai accentuată decât stejarul. Lucrez cu lemnul de 20 de ani. Da. Ce ai învățat tu din lucru cu lemnul?
interesant. Adică sunt lecții care le-ai învățat, eu știu, de la lemn sau din această meserie? Da, nu poți să... Are, lemnul are viața lui, adică tu te strădui să scoți, de exemplu, privește o scândură și acolo sunt niște fisuri. Te strădui să le scoți, uh-huh. Dar poți să apară și surprize, adică după ce ai terminat tot proiectul, să vezi că a mai apărut o fisură undeva, care ți-o scăpat sau știu eu, deci sunt surprize tot timpul. Înveți tot timpul cum să prelucrezi pe fibră, să lipești fibrele între ele încât în timp să nu lucrezi așa de mult, să nu se deformeze, să nu le faci un blat de masă și până să ajungă o covată sau ceva de genul, că nu-ți dorești chestia asta. Și asta numai lucrând și exersând în timp, ajungi să le cunoști. Sunt lecții spirituale pe care le-ai învățat lucrând cu lemnul? Da, adică și noi, depinde cum te lași lucrat. Că și lemnul, un lemn mai moale îl lucrezi mai ușor, un lemn mai dur îl lucrezi mai greu. Și noi ca și personalități, depinde, suntem cu caracter mai puternic sau un caracter mai maleabil, care asta vezi, de exemplu, Dumnezeu mi-a arătat foarte mult personalitatea oamenilor, a clienților mei. Când ai un proiect, poți să dai peste un client mai dificil sau poți să dai peste o persoană mai înțelegătoare. Și atunci, nu știu, te rogi pentru el, îl aduci în fața Domnului, dar spui sufletul, pui acolo și atunci Dumnezeu îl înmoaie. Vorbeai despre relația cu clienții. Voi în momentul de față sunteți 3 persoane în firmă. De ce nu v-ați extins? În primul rând, cu cât ai mai multe lucrări, cu cât ai volum mai mare, îți solicită și timp. Și așa ajung destul de târziu acasă și e complicat. Dacă ar fi să am 10 angajați, probabil că aș dormi la birou, aș fi, sau între clienți. Și nu cred că mai am timp pentru familie. N-aș mai avea timp pentru familie în cazul ăsta. Așa prefer să avem proiecte mai puține, dar să am și timp pentru familie și alte pasiuni și hobby. Ce alte pasiuni? Adică tâmplărie este suficient de solicitantă, nu? Da, da. Mai am, îmi plac foarte mult albinele și apicultor pe lângă și o relaxare în primul rând, e și o afacere, că e un număr de albine, nu numai 10 familii, avem aproape 200 și e și relaxare, că mă duc acolo și mă deconectez, scap de... nu știu ce, clienți sau telefoane sau așa, e o deconectare. Deci și tâmplăria are stresul ei, chiar dacă îți place, chiar dacă lucrezi de atât timp, chiar dacă ai fost învățat de mic și ai moștenit această pasiune de la părinții tăi, de la tatăl tău, și tâmplăria are provocările ei. Și chiar voiam să te întreb care sunt provocările, care sunt durerile tâmplarului. Și uite, îmi dau seama că nu te-am rugat să ne saluți cu ambele mâini, pentru că de obicei tâmplarii nu pot să salute așa. Așa e, probabil, salut. Nu, dar Dumnezeu m-a păzit în ce privește accidentele și tatăl meu are deget lipsă și... Mulți tâmplari pe care îi cunosc au deget lipsă, că așa îți dai seama, adică te întâlnești cu ceva pe șantier și îl vezi că are probabil un deget lipsă, e clar că au încercat ceva în tâmplărie. Dar Dumnezeu m-a păzit și mi-a purtat de grijă și așa cu degetele întregi. Doamne, îți mulțumesc. Care sunt așadar durerile tâmplarului? Un ciocan peste deget sau mediul de business sau relația cu clienții? Care sunt lucrurile grele în această meserie? Păi, ciocanul peste deget, de exemplu, la degetul ăsta m-a lovit acum 2 săptămâni, s-o vindecat, e ok. Dar, de exemplu, dacă dai peste un client mai dificil, că suntem oameni și găsești, poți să-ți rămână, poți să-l duci cu tine ceva timp până când, nu știu,
se rezolvă o problemă sau alta, apar lucruri. Și aici e și partea mai dificilă, adică ar fi frumos să fiu numai tâmplar, toată ziua să stau în atelier, să prelucrez lemn de diferite esențe, de tot felul de chestii interesante. Da, am de face și cu oameni și provocarea îi să pot să mă prezint ca și un adevărat creștin în fața lor. Ca să, dacă le-am promis ceva, să pot să mă duc. Dacă o întâmplare chiar interesantă, acum 2 săptămâni, trebuia să montăm o scară, aveam un montaj și am dus materialele, ne-am apucat de lucru și a venit clientul. Vai, domnul, vai, dar ne bucurăm că ați venit, n-am crezut că o să veniți. Dar cum? N-am povestit că venim astăzi. Ba da, dar zice, tot așa au zis și grădinarul că vine și tot încercăm să-l sunăm, i-am dat banii și nu mai îl găsim. Deci sunt o grămadă de chestii din astea și le găsim pe parcurs la diferiți clienți. Povești de genul că am dat avansul, nu mai veni nimeni și... să poți să mergi, să poți să faci un lucru de calitate, e o carte de vizită extraordinară, care, de exemplu, noi nu avem reclamă la radio sau pe Facebook sau așa, că avem suficienți clienți încât să nu ne trebuiască să facem reclamă. Și asta pentru că faci un lucru de calitate și ești un creștin adevărat. Îmi place linia asta pe care ai pornit. Vreau să mă prezint ca un adevărat creștin. Ce înseamnă pentru tine să te prezinți ca un adevărat creștin? Păi care sunt câteva valori la care ții? Ai spus câteva. Să mă prezint la timp. Sau dacă am zis că mă duc mâine, să mă duc, nu o să uit. Da, da, da. Să muncesc de calitate. Ce altceva ai învățat? Uite, de la bunicul tău, de exemplu, spuneai înainte de misiune că ai învățat câteva lucruri legate de calitate, da? Da. Sau principii de viață. Poate ne spui chiar de la bunicul tău lucruri pe care le-ai învățat și apoi ulterior, cum ai construit. Spuneam de o întâmplare, că mie, când eram copil, îmi plăcea foarte mult să stau cu bunicul meu la țară. Și am mers o dată cu el să cosim un teren și îl ajutam, el mă învăța și să cosesc și așa. Și au zis, uite, vezi, acolo e un bolovan. Zice, asta e mejda, asta e între noi și vecinul, du-te calcă pe asta până la bolovanul respectiv și lasă o brazdă. Zic, mă, bunicule, dar lăsăm o brazdă la vecinul, ce facem aici? Păi zice, mă, mai bine lași să intre el la noi decât să intrăm noi la el. Știi? Așa și cu clientul, dacă ții tu partea și tot timpul să câștigi, să nu lași nimic, atunci nu o să iasă niciodată foarte bine. Trebuie să mai lași și de la tine. Trebuie să... Că altfel, nu știu, ajungi în conflicte, ajungi în... Și faci lucrul acesta pentru că vrei să câștigi clientul sau pentru că e ceva mai mult decât atât? Nu neapărat să câștigi clientul, că clienți avem, Doamne, îți mulțumim, nu-i nevoie, dar îi las o satisfacție, că cred că și tu când primești ceva sau oricine când primește ceva, E o satisfacție și eu mă simt mult mai bine dacă dau ceva decât să primesc ceva. E mult mai împlinit. Adică tu încerci să ne spui că în meseria ta preferi să faci un pas în plus și să-i dai clientului această satisfacție sau să pierzi tu decât să piardă clientul. În felul acesta vrei să fie și el mulțumit, dar și tu ai împăcare interioară. Da, sigur. Da, mai degrabă decât atunci, nu știu, rămâi cu ceva, ai dat ceva, tu primești automat ceva în schimb. Că... Și nu te referi la câștigul financiar, nu neapărat, ci la împlinire sufletească. Da, pentru că câștigul financiar o să vină, nu-i nevoie de să-l urmărești tot timpul. Dar îți trebuie și o împlinire interioară, ceva acolo. Foarte interesant lucrul acesta pentru că pe piață găsim oameni care vor doar să câștige și tot mai mult și tot mai mult și dacă se poate tu să nu mai câștigi nimic, dar el se câștige totul. Așa e, așa e. E o mentalitate diferită. Da, nu știu că scopul ăsta, dacă urmărești scopul ăsta tot timpul să te îmbogățești, tot timpul să faci mai mult, mai mult, ești condus de nevoia asta până la urmă și nu știu dacă duce la ceva bun.
Mă gândeam la faptul că Domnul Iisus Hristos a fost tâmplar. Tu ești tâmplar, ai spus că ai și alte hobby-uri. Și totuși Domnul Iisus Hristos nu s-a identificat cu această meserie de tâmplar. Nu și-a scris pe cartea de vizită tâmplar, ca să spun așa, ci altceva l-a definit. Cu ce te identifici tu? Ce te definește pe tine? Nu, pe mine mă definește faptul că chestia asta că sunt tâmplar, da. Dar urmăresc tot timpul ca să clientul cu cine intru în contact să vadă și în spatele etichetei de tâmplar. Să vadă omul din spate. Cum? Aici, pierzând ceva, lăsând ceva de la tine, nu-ți cauți tot timpul câștigul cel mai mare și așa. Andrei, tu ne dai peste cap emisiunea. De ce? Pentru că sunt oameni care, atunci când vorbesc de meserie și de muncă, se gândesc să câștige. Tu ne spui ceva cu totul invers. Eu sunt dispus să pierd. Da. Ce afaceri poți să faci cu asemenea mentalitate? Domnul poartă de grijă, nu trebuie să... Dacă te pui în mâna lui, n-o să mor de foame niciodată. Ai avut emoții vreodată sau te-ai îngrijorat pentru ziua de mâine? Da, să fiu sincer, da. Dar Domnul purta de grijă și... Povestește-ne un moment când poate îți căutai de lucru și a venit așa ca un răspuns la rugăciune. Păi, de exemplu, aveam nevoie să fac o plată sau ceva și efectiv Domnul a purtat de grijă și a adus banii respectivi. Nu? Și așa mi-a arătat că ești în mâna mea, o să se rezolve problema, nu trebuie să, nu știu, să intri în disperare sau... Te bazezi pe Dumnezeu, ai încredere în El și ne bucurăm de lucrul acesta. Acum mă gândesc că suntem la această emisiune, muncesc, dar nu oricum. Creștinul la locul de muncă. Și mă gândeam la această idee. Cu ce e diferit un tâmplar creștin de unul care nu are credință? Știe lemnul lucrul acesta? E vreo diferență? Nu știu dacă e diferență. De exemplu, am avut și angajați care nu au fost creștini. Dar era un meseriaș poate mai bun ca mine. Și aici nu cred că ține de faptul că ești creștin sau nu. Depinde de ține de talentul care l-ai, de munca care o depui, nu știu. Dar să poți în fața lor să te prezinți ca să te porți ca un creștin, nu ca un creștin care merge numai la biserică și vine acasă și acolo în familie și la biserică e ușor să fii creștin, dar e mai complicat cu angajații, cu clienții, acolo e... Deci lemnul s-ar putea să nu știe diferența. Nu cred că... Dar oamenii din jur știu lucrul acesta. Da. Clienții, angajații. Da. Și continuând pe linia aceasta a materialului, a lemnului, ce riscuri ar fi dacă, eu știu, în un tâmplar ar lucra de mântuială, ar face o muncă de slabă calitate? Ar fi o selecție naturală, simplă, că efectiv nu ți-ai mai găsit de lucru după câteva... Și pentru un client, ce riscuri ar fi? Păi, dacă tu faci un lucru fușărit. Acum, asta... Dacă îl faci fușărit, imediat o să ai un răspuns ferm și clar de la client. Da, pe timp îndelungat o să fie eliminat. Că oricum e o piață. Dacă nu faci calitate, nu reziști. Când simți tu că ai făcut un lucru bun? Când simți acea împlinire? Atunci când ai banul în mână, când ți-a plătit clientul sau când vezi un lucru bine făcut? Când vezi mulțumirea de pe fața clientului, cred că aia e ce mă motivează pe mine mai mult. Nu neapărat banul în buzunar sau... Pentru că cu aia, nu știu, eu cu aia rămân, știi? Adică ori să mă mai sune, mă recomandă, știți, ați lucrat la cutare, i-ați făcut un mobilier de bucătărie sau o scară și m-au recomandat. Că e greu și eu, foarte greu îmi vine să recomand alți meseriași. Trebuie să... Când l-am recomandat, pe urmă mă aștept că mă sună clientul, dacă s-a întâmplat ceva și nu e ok, pe mine o să mă sune. Zic, băi, Andrei, dar pe cine mi-ai adus? Sau ce s-a întâmplat? Sau...
Și atunci mi-e foarte greu să recomand pe cineva și când îți recomandat de cineva, am o satisfacție, adică omul ăla știu că e mulțumit. Dacă vorbeai de recomandare, dacă ar fi tu să te recomanzi pe tine, dacă ar fi să-ți faci o carte de vizită așa, ce scrie pe ea în câteva cuvinte? Așa, cu sinceritate, cu smerenie, nimeni nu ne vede. Da. Doar între noi doi, așa. Doar între noi doi. Nu știu. N-aș... Nu cred că neapărat să scrii ceva, cât eu îs de ideea nu să mă laud, cât să demonstreze lucru care îl fac eu, adică să vezi din ce am făcut, asta să mă recomande, nu niște chestii scrise, adică am terminat inginerie, îs tâmplarul numărul 1 din țară și o să vă fac. Că nu asta te recomandă, te recomandă lucru bun pe care l-ai făcut. Asta cred că e cartea de vizită, nu cartea asta de carton care o dai la client, că aia oricine poate să scrie pe ea ce vrea acolo, că nu-i complicat. Să înțeleg că tu, fără cuvinte, da, te-ai recomandat, mai degrabă ai arătat câteva din lucrurile pe care le-ai făcut. Eu știu, o scară? O scară, un mobilier de bucătărie, depinde, dar aș prefera să mă recomande clienții, nu eu, că... Atunci e clar, omul vine cu încredere la tine, nu știu, ești privit ca un prieten, nu ca și un suspect care s-ar putea să-ți ia avansul și să nu te mai întâlnești cu el. Văd că pui preț pe relații, pui preț pe calitate, pui preț pe satisfacția clientului. Ce se întâmplă atunci când este clientul nemulțumit totuși? Că trebuie să recunoaștem, sunt și clienți imposibil de mulțumit. Nu-i mulțumește nici Dumnezeu. Mai dificil și... Ce faci atunci? Cum te simți? Ce faci după aceea, când mergi acasă? Eu mă rog și îi mulțumesc la... Ce te rogi pentru... Ce te rogi în acel caz? Băi, nu știu, să-mi dea Domnul pace și să-l accept așa cum e, că până la urmă n-am cum să-l schimb eu sau cine poate să-l schimbe. Mai că Domnul. Și mă rog să-i dea Domnul pace și liniște în inimă și eu știu că mi-am făcut partea. Știi, dacă, adică dacă nu ți-ai făcut tu partea, atunci nu poți să vin în fața Domnului să zici, Doamne, mulțumește-l sau împacă-l cu situația, că n-ai cum. Dar dacă îți faci partea ta, atunci e clar că Domnul te primește, ți-ai făcut treaba, că nu poți să mulțumești pe toată lumea, sunt oameni foarte dificili. Și pentru asta mă rog, adică mă trezesc dimineața și am un moment de rugăciune și îl aduc, dacă am un montaj mai complicat, îl aduc înaintea Domnului, că altfel e mai simplu așa, știi? Cu toate că ai 20 de ani de experiență, îl chem pe Dumnezeu cu tine la locul de muncă și cere ajutorul. Da, altfel lucri singur. Dacă îl chem pe Domnul cu tine, sunteți deja doi și unul are foarte multă experiență față de celălalt și e mai simplu. Mă bucur tare mult să văd că ții cont de Domnul, chemi în ajutorul tău și la locul de muncă vine cu tine. Mă gândesc acum, uite, suntem aproape de finalul emisiunii, la tinerii care ne urmăresc, la cei care probabil sunt fascinați de tehnologie și mai puțin de aceste meserii care țin parcă mai mult de trecut. Ce sfat le-ai dat tu? De ce să se apuce de tâmplărie? Eu știu, dacă ar fi să sfătui niște tineri, apucați-vă de tâmplărie. În primul rând, nu i-aș sfătui așa. În primul rând, le-aș spune, dacă îți place ceva, fă ceva care îți place. Adică nu o să te faci tâmplar dacă tu visezi să devii IT-ist sau știu orice altceva, că numai acolo să stea capul. Dacă îți place să faci tâmplărie, fă de tâmplar, nicio problemă. Caută pe cineva care îi priceput, care cunoaște meseria asta și fă ucenicie, du-te și învață. Și vezi dacă e pentru tine chestia asta, dar trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă, că dacă faci așa un lucru tras de păr, așa o să ajungă mai departe, o să fie așa o chestie împinsă, nu o să vină de la tine. Vrei să le spui tinerilor că de fapt să nu facă această meserie pentru bani, nicio altă meserie pentru bani, ci să o facă dacă sunt prinși de această pasiune. Dacă îți place, da. Dacă îți place. Adică dacă nu îți place să stai în fața calculatorului, în fața monitorului și simți că mâinile tale ar putea să facă altceva, atunci da, încearcă, dar...
Altfel nu. Așa, acum avem un ucenic, internship, foarte interesant, un prieten acum, Tavi, cred, nu știu dacă o să se uite, m-a sunat, el e însoțitor de zbor. Și o zis, s-a prezentat, zice, aș vrea să vin să fac un internship la voi. Pie, hai, ești pregătit, rumeguș, praf. Că o zis, mă, uite, asta cred că mi-ar place să fac. Știi? Dacă asta ți-ar place, hai, încearcă și vezi. Prima dată, nu știu, să vină de la tine ceva. Am început această discuție vorbind despre Domnul Iisus Hristos. El a fost tâmplar, meseria lui a fost de tâmplar aici pe Da. pământ. Și aș vrea să încheiem revenind la Domnul Iisus Hristos și mergând la episodul răstignirii. El a murit pe o cruce de lemn. Da. Un tâmplar sau alți tâmplari au contribuit la moartea lui. Păi Sunt toți am contribuit la moartea lui cu păcatele noastre, cu, mă rog, bagajul nostru. Noi l-am răstignit până la urmă, nu știu, niște soldați. A fost păcatele noastre care l-au răstignit. Sunt tâmplarii mai păcătoși? Nu cred. Suntem toți păcătoși. Toți păcătuim. Dar e important să conștientizăm faptul ăsta și să putem să ne întoarcem, să ne cerem iertare, să venim înaintea Domnului cu păcatul. Mulțumim. Cu drag. Le recomandăm și celor care ne urmăresc acum să facă același lucru, așa cum ai făcut tu, așa cum am făcut eu. Cred că putem rămâne cu acest gând. Unul din gândurile cu care putem rămâne este chiar acesta. Domnul Iisus Hristos a murit pe o cruce pentru noi și noi suntem cei vinovați, fiecare dintre noi, orice meserie am avea. Și dacă vorbim de meserie astăzi, în discuția noastră cu domnul Andrei Vaida, tâmplar, am vorbit despre a munci cu pasiune. Am muncit gândindu-te la Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, Andrei, cum ai spus că după ce termin lucrarea, tu te raportezi la Dumnezeu. Ai inima împăcată vis-a-vis de ce ai făcut. Evident, încerci să-ți mulțumești clientul și-ți aduce împlinire lucrul acesta, dar mai mult decât asta este acea pace pe care o primești atunci când ai făcut un lucru bun. Nu de mântuială, ai făcut un lucru de calitate. Ne dorim fiecare dintre noi să avem acea împlinire, acea satisfacție, acea liniște că ziua de astăzi am petrecut-o în modul în care trebuia. Am muncit ca pentru Domnul. De altfel, vă amintim, motoul acestei emisiuni este din Sfânta Scriptură și spune: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.